bracelet this time. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Bine spun sau revenim la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela, iar astăzi am pentru voi un mic haul Pepco și un mic haul Carrefour. Nu m-am luat multe produse din niciunul dintre ele pentru că nu aveam nevoie de multe produse, dar m-am gândit să lipesc clipul acesta în care vă prezint cumpărăturile cu un subiect pe care vreau să-l abordez cu voi, și anume direcția în care va merge de acum canalul meu de YouTube. Deci, astea fiind menționate, astăzi discutăm despre haul Pepco, haul Carrefour și direcția în care va merge canalul meu de YouTube de acum încolo, pentru că am relativ planuri în ceea ce privește conținutul canalului meu, am descoperit o nouă pasiune și vreau să mă axez mai mult pe ea, dar vorbim imediat despre acest lucru. O să încep prima dată cu produsele pe care le-am luat din Pepco. Dacă auziți ceva pe fundal, este că am geamul deschis și posibil să mai auziți găini, cocoși și așa mai departe, pentru că chiar dacă stau în București, stau la curte, vecinii mei mai au găini și cocoși, așa că nu pot să le pun scoci la gură ca ei să nu mai facă zgomot. Așa că astăzi vin la voi cu un mic haul Pepco. Nu am luat multe produse din Pepco, asta pentru că m-am dus special pentru ceva anume și o să vedeți imediat. Și o să încep prima dată cu niște șosete. 5 perechi de șosete. Astea au fost 9,50 lei. Am luat mărimea 35-38 și au mai multe culori. Au roz, portocaliul ăsta așa spre roz, alb, un gri din ăsta spălăcit și o culoare din asta turbată. Hai să-i și desfac. Nu pot să-i desfac acum, dar la mine șosetele au picioare și personalitate proprie și pleacă. Așa că tot timpul am nevoie de șosete. V-am spus cât au fost, astea au fost 9,50 lei. În total am dat în Pepco 174,50 de lei. Apoi mi-am luat o bustieră care are și burete, dar este o bustieră de genul acesta. Asta pentru că nu mai suport sutienele. Și mi-am luat o bustieră de genul acesta, cu mai multe breteluțe și subțiri, pentru a o putea purta pe dedesubtul mai multor chestii. Și mi-am luat-o pe negru, în spate are elastic. Asta a fost... cât a fost? 16 lei și este în mărimea SM. Sper să fie ok și să nu mă strângă. Apoi, pentru că primisem de la Natalia... Hello! Un dispozitiv asemănător cu Foreo pe care l-am stricat. Nu mă întrebați cum, dar l-am stricat. Am găsit și eu în Pepco acest dispozitiv care seamănă cu Foreo, dar nu este. Este un dispozitiv asemănător cu Foreo, se poate folosi sub apă. Am dat pe el 27 de lei și se încarcă, aici mi-arată că se încarcă cu cablu. Hai să și vedem cum arată. Uite, așa arată dispozitivul. Îl aveau doar pe negru, dar nu sunt pretențioasă eu la culori sau ceva de genul. Și așa arată și pe spate. Are aici o protecție pentru locul unde îl încarci. Are și intensități, să dai mai tare sau mai încet în funcție de ce intensitate. Ei, uite, și vibrează. Are și baterie. Și el vibrează, dai mai tare, mai încet, în funcție de ce ai nevoie. Foarte tare chestia asta. Mi-a plăcut cel pe care l-am primit de la Natalia, dar v-am spus că l-am chilărit. Și am primit la el și un cablu care e fix cât o gumă de mestecat, dacă mă întrebați pe mine. Atâta cablu, nu știu să fac eu cu 10 cm de cablu, dar mă rog, o să îl încarc la laptop cel mai probabil. Așa arată și cablul lui. Foarte interesant dispozitivul, ne bucurăm că l-am găsit. Nu după asta m-am dus, dar mi-a sărit în ochi și pentru că vreau să economisesc
În ceea ce privește buretele conjac, mi-am luat și dispozitivul ăsta. O să vedem ce va fi de capul lui. Apoi mi-am luat un set de carioci care sunt metalice. Așa arată ele. Și asta costă 6 lei. Eu mai scriu în diverse lucruri și în diverse agende și am nevoie de el. Am o agendă pe care îmi scriu țeluri și lucruri de genul acesta. Una pe care o țin, pe care am primit-o de la Natalia. Și o agendă pe care o țin special pentru, cum să spun eu, pentru YouTube, parfumuri, chestii și aveam nevoie de lucrurile astea. Nu că n-aș avea destule și mi-am mai cumpărat un caiet care va fi special pentru ceea ce înseamnă YouTube. Mi-a plăcut foarte mult modelul, este 5 lei. Este un caiet A5. Asta ca să rămână el special pentru ceea ce privește YouTube-ul, să nu mai scriu în aceeași agendă toate lucrurile și până să stau să caut printre foi. Mi-a plăcut că are modelul ăsta, este cu spiră și are foi din astea dictando, gen. Frumos caietul, mi-a plăcut, îl vom folosi cu siguranță. Și ultimele produse din Pepco. Am văzut data trecută când am trecut prin Carrefour că ei au niște seturi de pantaloni și bluze pe care poți să le faci training și mi-am luat și eu un astfel de set și mi-am luat hanoracul care arată cam așa, mă rog, hanoracul are și gluguță care arată cam așa, el este roz și are un iepure, pe el. Așa arată, uite, și aici jos, este larg jos, nu este strâns, are mânecă lungă cu din asta, materialul, vă spun imediat ce material e, am dat pe el, este mărimea S, am dat pe el 55 de lei și este, face parte din gama cardiobanii, adică gama lor de sport, sportivă. Și nu ne zice ce material e. Hai să vedem. Ar trebui să ne scrie pe undeva, dar nu văd eu acum. Îmi zice mărimea, dar nu îmi zice materialul. Cred că e bumbac, din câte sunt eu. Deci, așa arată și hanoracul. Nu știu că puteți voi să-l vedeți acum. Dar dacă le probez, o să fac o poză, nu știu încă dacă o să le probez sau nu. Și mi-am luat și pantalonii care au costat tot 55 de lei, practic mi-am luat un training cu 110 lei, asta era ideea. Tot din gama Cardiobani, tot pe roz, ce să vezi. Așa arată și pantalonii, iar pantalonii mi-au plăcut că sunt groși și au și ei aici un iepuraș. Mi-au plăcut că sunt dintr-un material mai gros și pot fi folosit și iarna, au un material din ăsta pufos pe dinăuntru, mărimea mea la ei este tot S. Puteam să aleg XS, n-am ales XS că nici nu cred că aveau, dar sunt super ok, au așa o talie ușor mai înaltă, n-au chiar o talie foarte joasă, au și iepurele ăsta aici. Și mi-am făcut, practic, un set. Și cam astea au fost cumpărăturile din Pepco. N-au fost foarte multe, dar trainingul ăla a costat super mult. Mă rog, super mult, 110 lei. Iar acum trecem la Carrefour, unde am plătit 79 de lei și 36 de bani. Și am plătit o sacoșă pentru că am uitat să-mi pun sacoșa de acasă, dar noi o reciclăm oricum. Mi-am luat un set de iaurturi din astea de băut de la Actimel Multifruct, așa arată ele. Eu de obicei mai beau din ăsta. Îmi plac super, super mult iaurturile astea de băut de la Actimel. Când mi-e foame și vreau ceva rapid, bag un Actimel. A fost 12,76 lei setul cu 8, varianta asta mare cu 8 bidonașe.
Apoi mi-am luat un pate martinel, dar mi-am luat, de fapt este carne tartinabilă, 100% carne de pasăre. Asta este singurul pate cu care mă înțeleg, martinel, chiar dacă este pentru copii, aia e. Ăsta cu carne de pasăre mi se pare cel și cel mai bun, din câte am încercat, din cele două variante pe care le au ei. Și are 125 de grame, a fost 11 lei și 20 de bani. Eu mănânc martinel ori cea cu capac albastru care este din porc, ori ăsta, crema asta tartinabilă din carne cu pui. Îmi place mai mult varianta cu pui, dar din păcate o găsesc doar în Carrefour. Apoi am luat 4 ciocolate Milka și acum știu că o să-mi săriți în cap că nu e bine să mănânci atâta ciocolată și așa mai departe. Eu nu am cum să mănânc chestii cu calorii ridicate și nici cu cantitate de glucoză foarte ridicată sau de zahăr foarte ridicată și astea sunt singurele dulciuri pe care le mănânc, așa că mi-am luat 4 ciocolate Milka cu cremă de alune. O să-mi ajungă ceva timp. Milka noi set se numesc, asta mănânc. Nu sunt cele mai sănătoase gustări, dar mie îmi plac, o viață am, așa că nu prea mă interesează oricum ce spun alții, mie îmi place să mănânc anumite lucruri, le mănânc și cu asta basta. Nu mă laud aici în fața voastră, nu m-am laudat niciodată că am un stil de viață sănătos, nici n-o fac, fiecare mănâncă ce vrea, bea ceva, ce vrea și așa mai departe. Iar ciocolata a fost 3,69 lei bucata. Așa. Apoi mi-am luat, pentru că mi s-a terminat de la rezerva, de la pufăitorul cu rezerva. Am două pufăitoare, unul de la Glade, unul de la Airwick. Pentru cel primit de la Lexi, de la Airwick, care scoate aburi, trebuie să dau comandă pe notină de rezervă, dar am găsit pentru celălalt pufăitor, care face puf din când în când, varianta asta, ea e de Crăciun, dar pe mine nu mă interesează, nu am testat-o niciodată pe asta și se numește Snow Frosty Air cu note de iarnă geroasă și zăpadă, că mi-e dor. Asta a fost 17,90 lei. Apoi mi-am luat un pachet de dischete demachiante pe care eu nu le folosesc, pardon, la demachiere, le folosesc pentru a-mi șterge lacul de unghii de pe unghii, pentru că îmi fac manicura acasă. Și am dat 3,99 lei. Nu consum foarte multe dischete de genul ăsta, nici nu cred că vedeți prea des dischete din asta la mine în empty. Iau o dată la 2, 3, 4 luni, în funcție de cât de repede le termin. Apoi mi-am mai luat o mască cu cocos și argilă de la Seventh Heaven. Am nevoie de o mască peel-off. Inițial vreau să-mi iau o mască peel-off la tub, nu am găsit, așa că m-am orientat pentru asta. Am nevoie neapărat de o mască peel-off, dar știu, are alcool, alcoolul este bun în măștile peel-off pentru că le ajută să se usuce. Oricum îți hidratezi tenul după, deci n-ar trebui să ai o problemă. Îmi place foarte mult varianta asta cu cocos și clay, argilă. Și da, asta e pentru piele uscate, nu știu că pielea foarte, foarte tare și a fost 9,46 lei. Și mi-am mai luat un gel intim cu mușețel de la Aroma. L-am mai avut pe acesta și mi-a plăcut foarte mult. Așa arată el. Este un gel intim cu acid lactic de pantenol, pH și pH neutru. Este cu bumbac, cu cam bumbac, doamne, cu mușețel. A fost 7,90 lei. Are 250 de ml, mai am în cel de la Lidl la baie, dar pentru că eram în Carrefour, mi l-am luat, că nu-mi place să rămân fără. Mi-a plăcut și ăsta, l-am mai folosit, super bun, nu cauzează iritație, e super sensitiv. Și cam asta au fost cumpărăturile, nu mai avem nimic aici la capitolul de cumpărături. Acum vreau să vă spun câteva cuvinte despre direcția în care va merge canalul meu de YouTube. După cum ați observat în ultima vreme, am o mare pasiune pentru parfumuri și activitatea canalului meu în mare parte s-a canalizat pe acest lucru. Dar, în același timp, îmi place foarte mult să fac clipuri de empties și clipuri de favorite și m-am gândit în felul următor, ca
Anul acesta, canalul meu o să meargă în direcțiile în care eu îmi doresc și o să fac clipurile care mie îmi plac, așa că de acum încolo vom avea pe canalul meu clipuri legate de parfumuri, pentru că îmi plac și îmi place să vorbesc despre ele. Vom avea clipuri de empties, pentru că îmi plac clipurile de empties și o să le păstrez, pentru că așa puteți vedea și părerea mea despre alte produse de beauty, nu doar despre parfumuri. Voi păstra clipurile de favorite, pentru că mai fac o descoperire, mai încerc una alta și vreau să vin și în fața voastră cu ele, ori favorite, ori dezamăgiri, în funcție de ce produse găsesc, evident. Și vom mai avea clipuri de tip haul sau cumpărături, cum a fost acesta în cazul în care fac cumpărături dintr-un anumit loc, câteva care să se strângă să nu vină în fața voastră cu 3 răhățele și să vă zic că am făcut un haul, pentru că mie nu îmi place să fac lucrul acesta, fac un haul în momentul în care am mai mult de 3-4 produse. Deci, știu că majoritatea ați început să mă urmăriți pentru clipurile de make-up, poate, sau pentru clipurile de dezvoltare personală, nu vor lipsi nici alea, dar am de gând să mă canalizez în următoarea perioadă de timp pe subiecte de tip hashtag love yourself, în cazul în care aveți idei despre lucruri care se încadrează în subiectul ăsta, nu știu, despre anxietate, ce faci ca să te simți mai bine și lucruri de genul ăsta, aștept să-mi lăsați în comentarii, pentru că așa a venit și voi cu idei și participăm de ambele părți activ și pot să fac și eu ceea ce vă place și vouă. Deci voi menține clipurile cu hashtag love yourself în momentul în care găsesc un subiect interesant, voi menține clipuri de favorite slash dezamăgiri, voi menține clipurile de empties și voi menține clipurile despre parfumuri. Pentru că am ajuns într-o perioadă în care nu mă mai regăsesc neapărat în tutoriale de make-up sau lucruri de genul acesta și vreau să fac ceea ce îmi place și să împărtășesc cu voi ceea ce îmi place. Așa că vom avea clipuri care vor merge cam pe aria asta. Hashtag love yourself, empties favorite, parfumuri și cumpărături, că sunt hauluri de cumpărături alimentare, că sunt hauluri de Pepco, că sunt... Voi încerca relativ să le combin ca să nu vă plictisesc nici pe cei care vă uitați la mine pentru astfel de clipuri, nici pe cei care vor clipuri cu parfumuri, pentru că și eu iubesc parfumurile, și să facem un canal așa drăguț. Facem și un clip de empties în care vedeți părerea mea despre diverse lucruri, mai facem și un clip de favorite în cazul în care o să am favorite, mai facem și un clip de cumpărături, mai facem și un hashtag love yourself, mai facem și un clip despre parfumuri și uite așa mulțumim pe toată lumea și acopăr ariile care mie îmi plac. Că despre asta este canalul meu de YouTube, despre lucrurile care pe mine mă fac fericită, lucrurile despre care îmi place să vorbesc și lucrurile care mie mi-aduc fericire, iar eu dacă filmez un clip care pe mine mă face fericită și mă entuziasmează, automat vă transmit și vouă o stare bună. Cam asta este ideea principală, atât cu aceste cumpărături, cât și cu canalul meu de YouTube. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip, abia aștept să vă citesc în comentarii. Lăsați-mi dacă doriți anumite clipuri de la mine sau dacă doriți să discut despre anumite subiecte. Vă rog din suflet, lăsați-mi-le în comentarii ca eu să am material pe care să lucrez. Și în cazul în care mă pricep la ce vreți voi, să pot să vin în ajutorul vostru, măcar cu o informație utilă sau două, dacă nu pot mai mult. Abia aștept să vă citesc în comentarii și legat de cumpărături și de sugestiile voastre și de părerea voastră despre direcția în care aș vrea eu să meargă acest canal de YouTube. Aș vrea să-mi lăsați în comentarii voi pentru ce clipuri sunteți pe canalul acesta, ca să știu dacă mă concentrez în mare parte pe clipurile astea sau încerc pe cât posibil să mențin un conținut diversificat. Și da, abia aștept să vă citesc în comentarii. Dați un like acestui clip dacă nu i-ați dat până acum. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut asta până acum. Noi ne revedem cu mult, mult drag la următorul clip. Mă găsiți și pe ID-ul de Instagram Coffee & Perfume și vă aștept și acolo. Și până atunci aveți zile frumoase și pline de soare, cum este astăzi în București. V-am pupat!